de drepturile de autor. În această situație n-ar trebui să ne mire dacă noile generații de elevi nu vor ști cine este Arghezi sau Marin Preda. Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte. În seara răsplătită care vine, de la străbunii mei până la tine... Versurile poeziei Testament, scrise de Tudor Arghezi, parcă prevedeau această mare nedreptate pe cale să se întâmple. La unison, dascălii și elevii consideră această situație drept aberantă. Posibilitatea de a fi scoasă din manualele școlare o serie de opere literare aparținând unor autori care sunt revendicați de urmași, mi se pare o mare nedreptate. Vom încerca o manelizare și a manualelor școlare. Arghezi nu ar trebui scos din manualele de limba și literatura română, pentru că el este unul dintre cei mai mari autori ai țării. Mulți elevi nu citesc decât lectura obligatorie școlară, nu citesc acasă din proprie inițiativă și de asta cred că nu descoperă mari comori ale literaturii românești decât prin intermediul școlii și al manualelor școlare. Primul autor care ar putea fi scos din manuale este Tudor Arghezi. Deși opera sa constituie obiect de studiu în programele școlare, pretențiile fiicei acestuia sunt calificate ca fiind inacceptabile de editorii de carte școlară. Din același motiv ar putea fi scoase din manuale și operele poeților Octavian Goga, Vasile Voiculescu, George Călinescu și Lucian Blaga. Legea privind drepturile de autor stipulează că este permis în scop educativ, citarea de scurte fragmente dintr-un autor clasic român. Autorii de manuale susțin însă că legislația este confuză și că nu poți reproduce trei rânduri dintr-o strofă sau o strofă dintr-un sonet. În cazul unui fragment de proză, este imposibil. O femeie din